Doamne, Tată Ceresc, ne închinăm înaintea Ta și mulțumim pentru marea Ta iubire, datorită căreia suntem cu toți în locul acesta. E singura explicație, singurul lian care ne leagă unii de alții și de Tine. Mulțumim pentru că în iubirea Ta față de noi L-ai dăruit pe Domnul Iisus. Mulțumim că în El avem totul de plin. Mulțumim că pe El ai făcut înțelepciune, neprienire, sfințire și răscumpărare. Mulțumim pentru meritele desăvârșite de la Calvar. Mulțumim pentru biruința Lui asupra morții prin învierea Lui glorioasă. Mulțumim. Și mulțumim că S-a înălțat la cer, de unde mijlocește pentru fiecare dintre noi. Chiar în clipele acestea știm că la dreapta Ta este acest mare preot plin de încredere de care ne putem apropia în momentele acestea. În numele Lui binecuvintează adunarea noastră. În numele Lui Te rugăm să Te ocupi de fiecare nevoie din locul acesta. Am venit aici pentru că avem nevoie de Tine. Vrem să mărturisim că fără Tine nu putem face nimic. Vrem să mărturisim dependența noastră totală de harul Tău. Ne uităm la noi și vedem atâta slăbiciune și nimicnicie. Dar privim la Tine, Dumnezeul nostru, și mulțumim pentru tot ce ești Tu. În dimineața aceasta și în ziua de astăzi vrem ca să ne ațintim privirile spre Tine. Și mulțumim că atunci când o facem ne umplem de bucurie. Umple cu bucuria mântuirii fiecare suflet. Amin. Vorbește-ne încă o dată prin cuvântul Tău. Amin. Și înalță-ți numele prin tot ce va fi în locul acesta. Amin. Amin. Să ocupăm locul și ne bucurăm să ascultăm din nou corul lăudându-L pe Domnul. Thank you.
Ce încurajare să știm că în această dimineață, în această zi, am venit cu toții în prezența unui Dumnezeu care poate și vrea să binecuvinteze. Amin. E o cântare veche care spune, Domnul vrea să binecuvinteze. Toate inimile să lumineze. Și în dimineața aceasta, cu toți avem nevoie de binecuvântările Lui, cu toți avem nevoie de Harul Lui, care să ne umple viața noastră, să ne copleșească fiecare compartiment al vieții noastre. Dar în mod special ne dorim astăzi și ne rugăm, așa cum corul a cântat, ca binecuvântarea Domnului să fie peste micuțul David Surulescu. Dimineața aceasta spunem un bun venit pentru prima dată în locul acesta și ne rugăm din toată inima că așa cum astăzi este adus de părinții lui la binecuvântare înaintea Domnului, Domnul să-i pună dorințe sfinte și să fie un om care să iubească casa Domnului și calea Domnului până la capătul vieții lui. Amin. Ne bucurăm să salutăm părinții, pe fratele Dani și pe sora Teodora, cărora Dumnezeu le-a făcut parte de acest cadou minunat. David, să spun David, da? Să se bucure una din bunici, așa în mod special, cel iubit sau prea iubit. Să fie și iubitul Domnului și el să-L iubească pe Domnul și să-L facă Domnul un om după inima lui. Amin. Cu acest prilej salutăm pe toți cei care au venit să se bucure la binecuvântarea lui David, în mod special familiile Cionca și Surulescu, bunicii, străbunicii, prieteni de familie, toți cei care sunteți în locul acesta și ați venit alături de ei. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Vom asculta acum, înainte de a trece la actul binecuvântării, pe Estera, care va lăuda pe Domnul, și apoi un grup care va fi coordonat de către unchiul lui David, de către fratele Bogdan, va lăuda pe Domnul. Thank you.
Bravo, Estera, Domnul să te binecuvinteze, să te păzească, să te ocrotească, să-ți dea har, să-ți slujești pe El. Amin. De la ultima binecuvântare am învățat ceva, să păstrez momentul acesta cât mai scurt și să vorbesc cât mai în șoaptă. S-a trezit David, acum ne rugăm ca Domnul să-l facă un cântăreț și un predicator cu voce tare, pătrunzătoare. Aș vrea să citim pasajul pe care citim de obicei din Cartea Numeri, capitolul 6, și atunci când auzim numele lui David să spunem cu toții, amin. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, David, amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, David, amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, David, amin.
astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, zice Domnul Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm. Haideți să venim înaintea Domnului și să cerem acest nume măret și glorios al Dumnezeului nostru să fie pus în momentele următoare peste micuțul David. Domnul să-l facă pe David un om prea iubit și scump înaintea lui, un om după inima lui Dumnezeu. Și vreau să rog pe fratele Florian, bunicul din partea sorei Teodora, și apoi pe sora Sorulescu să ne conducă în rugăciune ca și bunici, apoi părinții, după care voi încheia eu. Binecuvântăm numele Tău de Tată și îți mulțumim, Doamne, pentru că ai binecuvântat casa noastră. Îți mulțumim, Doamne, pentru David, te rugăm să-l binecuvintezi. Te rugăm, Doamne, să-i dai sănătate, te rugăm, Doamne, să-l înzestrezi cu ceea ce știi Tu, pentru că ceea ce îi dai Tu este foarte bun. Te rugăm, Doamne, să binecuvintezi și copiii noștri, pe părinții lui. Am vrea, Doamne, să le dai putere să poată să-l crească în dragoste de Tine și în temere de Tine. Și îți mulțumim, Doamne, pentru că știm că dacă va sta la picioarele Tale, va fi bine pentru el, pentru părinții lui, pentru noi. Și îți mulțumim pentru că ești Dumnezeul nostru. Amin. Amin. Mulțumim pentru această zi binecuvântată de Tine. Mulțumim, Doamne, pentru micuțul David. Te rog, Doamne, Tu să îl binecuvintezi. Doamne, Tu să îl crești de mic copil, Doamne, în casa Ta. Doamne, vrem să Te iubească pe Tine tot mai mult. Te rugăm, Doamne, Tu să binecuvintezi și copiii noștri, pe Teodora, pe Daniel, Doamne. Fă, Doamne, ca să-l crească pentru Tine. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ne vei asculta și fii cu noi. Amin. Amin. Tată bun care ești în ceruri, vină, Doamne, cu mulțumire pentru dragostea Ta, pentru purtarea Ta de grijă, că ești bun cu noi, Doamne. Vină, Doamne, să-ți mulțumesc, Doamne, numai special, Doamne, că Te-ai îngrijit, Doamne, de familia noastră, Doamne, Tu, să binecuvintezi acest micuț cadou, Doamne, care l-am primit din mâna Ta, Doamne, Tu să-i dai, Doamne, creștere frumoasă, Tu, Doamne, să-L crești pentru Tine. Doamne, vreau, Doamne, ca să Te poți bucura de El, Doamne, și aș dori, Doamne, ca să putem și noi să ne bucurăm de El. Te rog, Doamne, să ne dai înțelepciune, să ne dai putere, Doamne, să știm cum să-L creștem, să ne dai răbdare, Doamne, și Tu, Doamne, să ne ajută, Doamne, ca toată viața noastră, Doamne, să stăm aproape de Tine, Doamne. Fii slăvit, Doamne, în veci de veci. Amin. Doamne, și eu vin înaintea Ta cu mulțumire în această dimineață. Mulțumesc pentru familia care mi-ai dat-o, pentru Dani și pentru familia mea lărgită. Mulțumesc și pentru acest dar din partea Ta. Și îți cer, Doamne, din tot sufletul să ne dai înțelepciune cum să-L creștem în frică de Tine. Te rog, Doamne, să-i dai sănătate, să-i dai și lui înțelepciune ca la vremea potrivită să Te aleagă pe Tine. Dă-i o creștere frumoasă și aș vrea, Doamne, să-L învățăm de mic Sfintele Scripturi și Tu să Te poți bucura de El și noi de asemenea. Și îți mulțumim, Doamne, că toate lucrurile sunt îngăduite de Tine și vrem să-L primim ca și un dar din partea Ta și să ne comportăm cu El ca și atare. Mulțumim că voia Ta se va împlini. Amin. Doamne, știm că Tu îți întinzi privirile pe toată fața pământului, să vezi pe aceia care Te caută pe Tine din toată inima lor. Mulțumim că în urmă cu mulți ani ai găsit un asemenea om în David, om după inima Ta, om care ți-a împlinit planul Tău, om care atunci când a plecat, a fost săvârșit de pe acest pământ, ai scris, ai consemnat în cuvântul Tău că Te-a slujit după planul Tău în generația lui. Doamne, acest lucru cerem în numele Domnului Iisus pentru David. Acum când părinții lui îl aduc înaintea Ta, când ei mărturisesc că L-au primit ca un dar din partea Ta, Te binecuvântăm alături de ei pentru că L-ai dăruit întreg și sănătos. Mulțumim pentru că în cartea Ta sunt scrise toate zilele care I le-ai rânduit. Mulțumim pentru planul Tău pe care L-ai cu privire la El. Mulțumim că în planul acesta vrei să-I dai un viitor și o nădejde. Mulțumim pentru că vrei ca să-L mântuiești și, Doamne, ne rugăm din toată inima ca din pruncia Lui să cunoască Scripturile care conduc la credința mântuitoare în Domnul Iisus. De aceea Te rugăm, binecuvintează-i părinții, cu înțelepciunea care vine de sus, cu inspirația care vine de la Duhul Tău cel Sfânt, ajută-L să-și crească copilul în frica și mustrarea Domnului, să inspire în el
valorile cuvântului Tău și atunci când El va fi mare, să Te aleagă pe Tine ca Domn și Mântuitor personal. Doamne, vrem să faci din El un stâlp în casa Ta, vrem să faci din El un om de referință în generația Lui, din care Tu să-ți proslăvești numele. Vrem să pui din frage de pruncie, simțăminte sfinte și dorință după Tine, o inimă după voia Ta. Mulțumim pentru că Duhul Tău cel Sfânt îl va umplea și va dărui tot ceea ce are nevoie pentru a Te cunoaște pe Tine. Binecuvintează-L și cu sănătate. Binecuvintează-L cu integritate în toate compartimentele vieții Lui, pe plan psihic, pe plan social, pe plan relațional. Binecuvintează-L și fă-L o binecuvântare. Împlinește-ți planul Tău cu viața Lui, cu familia Lui, cu părinții Lui. Ne rugăm să binecuvintezi și bunicii, ne rugăm să binecuvintezi familia lor răgită, ne rugăm să binecuvintezi pe toți cei care au venit să se bucure la acest eveniment. Doamne, cu binecuvântarea Ta, umple și întregește fiecare nevoie din locul acesta. Am venit aici pentru că Te căutăm pe Tine, ne-ai creat pentru Tine și sufletele noastre nu pot fi împlinite decât în Tine. De aceea Te rugăm, lasă că harul Tău bogat, iubirea Domnului Iisus Hristos și împărtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu micuțul David și cu noi tot și acum și până în veci. Amin. Râul binecuvântării peste ce punct a fixat acum David să uite într-o parte, într-o anumită direcție, dar s-a mai liniștit. Da. S-a liniștit și pentru că eu am încheiat să vorbesc, așa că puteți ocupa locul. Fiți binecuvântați. Hai, vă face anunțurile. Dragii mei, și pentru mine este o bucurie să privesc și să văd în familia Cionca, unde așa la margine suntem și noi, mai multe generații. Îl văd pe fratele Ghiță, pe Florian, pe Bogdan și apoi pe David. Patru generații. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Într-o anumită împrejurare, când eram la liceu și m-am întors acasă, m-am auzit anumite lucruri, care unele erau adevărate și altele nu, și m-a chemat și mi-a citit un verset. Și versetul care a citit este din 3 Ioan. Eu n-am bucurie mai mare decât să aflu despre copiii mei că umblă în adevăr. Și versetul acela m-a urmărit până la 55 de ani. Același lucru vă doresc tuturor care aveți copii. Să vă bucurați văzându-vă copiii că umblă în adevăr și în credincioșie înaintea lui Dumnezeu. Vă doresc la toți și mie și fiecare dintre dumneavoastră. Amin. Am avut harul să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu de dimineață și prin cântarea noastră și prin ruga noastră. Și același har îl avem acum să venim înaintea Domnului și să ne închinăm și din punct de vedere material. A fost anunțată o colectă și a numit-o specială. Înaintea lui Dumnezeu, toată închinarea este specială. Dar pentru nevoia bisericii, am numit-o specială și din când în când avem această denumire de colecte speciale datorită nevoii sau urgenței pentru care este făcută. Acum, colecta noastră este specială pentru că urmărește o nevoie a bisericii, o necesitate a Bisericii Emanuel. În ceea ce privește o corelare între partea online de transmitere, între partea video și partea audio. Nu intru în detalii că mă depășesc, dar cei care
s-au ocupat de lucrul acesta și au venit și au expus lucrul acesta, ne-am dat seama de necesitatea respectivă. De aceea, dragii mei, probabil că nu va acoperi în totalitate Domnul să dea binecuvântare și să acopere. Cheltuielile sunt mai mari. A fost o vreme când tot ceea ce se vede, acum vreo 10 ani, inclusiv ce este acolo, cu o firmă care ne-a spus ce e mai bun pe piață. Dar au trecut 10 ani și unii frați au spus, din locul nostru nu se aude bine. Alții au spus, nici din locul nostru nu se aude bine. Și încercăm să îmbunătățim, să folosim ceea ce este, dar și să achiziționăm echipamente noi, care iarăși o perioadă, poate 10 ani, poate mai mult, poate mai puțin, să ne bucurăm de un confort pe care Dumnezeu ni-l oferă și din punctul acesta de vedere în locul acesta. De aceea, închinarea aceasta, din dimineața aceasta, va fi în mod special, în totalitate, pentru această nevoie. Vă invit să ne ridicăm și cu atenție, cu credincioșie față de Dumnezeu și față de toate binecuvântările care ne-a dăruit. La ora de închinare, de rugăciune, am mulțumit Domnului pentru binecuvântările duhovnicești. Acum venim și ne închinăm cu o parte din binecuvântările noastre materiale, cu ceva, cu un procent mic în comparativ cu ceea ce Domnul ne-a dat. Haideți să onorăm pe Domnul prin închinarea noastră pentru o nevoie specială. E mult prea scumpă viața asta ca să o petreci nepăsător, e mult prea scumpă orice clipă să o lași să treacă fără spor. E mult prea scumpă viața asta ca s-o petreci nepăsător. E mult prea scumpă orice clipă s-o lași să treacă fără spor. E mult prea scumpă orice clipă s-o lași să treacă fără spor. E mult prea scump cuvântul vieții să poți uita și-un ceas măcar. E mult prea scumpă rugăciunea să-i poți nesocoti vreun har. E scumpă rugăciunea să-i poți resocoti vreun har. E mult prea scumpă adunarea să nu faci totul pentru ea. E mult prea scumpă îmbrățișarea să-ți pară grea. E mult prea scumpă îmbrățișarea să-ți pară vreo iertare grea. E mult prea scumpă răsplătirea statornicie la sfârșit să-ți pară acum prea grea cercare pe care o ai de suferit. Să-ți pară acum prea grea cercarea pe care o ai de suferit. E mult prea scumpă mântuirea să nu-i dai totul pe pământ. Pacea inimii și slava statornicului legământ. Și pacea inimii și
și slava statornicului legământ. E mult prea scumpă veșnicia, s-o dai pe umbră și pe-un fum. E mult prea scump Hristos și raiul, să nu dai tot să-l ai acum. E mult prea scump Hristos și raiul, să nu dai tot să-l ai acum. Ce cuvinte extraordinare, ce mesaj deosebit. Doamne, dă-ne înțelepciunea să nu ratăm niciunul din aceste lucruri prețioase, atât de scumpe, ajută-ne să le prețuim prin credință. Și cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne ajută să prețuim lucrurile lui Dumnezeu. Așa că vă invit să deschideți împreună cu mine la psalmul cu numărul 8. Psalmul cu numărul 8, pagina 557, este cuvântul Domnului în această dimineață. Aș vrea să rog după apoi pe fratele Cionca să ne conducă în rugăciune după citirea cuvântului. Psalma lui David. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri, din gura copiilor și a celor ce sug la piept, Ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor Tăi, ca să astupi gura vrăjmașului și a omului cu dor de răzbunare. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor Tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic: ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrările mâinilor Tale, toate l-ai pus sub picioarele Lui, oile și boi la olaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărerele mărilor. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Amin. Slavă Ție, Doamne! Da. Da. Te rugăm să ne primești înaintea Ta și să amin. Binecuvintează Domnul care a primit închinarea. Amin. Binecuvintează cuvântul. Amin. Binecuvintează servii de care te folosești. Ai milă, Doamne! Ca viața noastră să fie după voia Ta. Să ne închinăm Ție și să facem mulțumire pentru tot ce primim de mâna Ta. Slăvim și preamărim numele Tău cât trăim pe acest pământ. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile și ascultăm în continuare corul lăudându-L pe Domnul în pregătirea inimilor pentru ascultarea cuvântului.
Aleluia! Tot pământul să tacă înaintea lui, spune Scriptura. Cât de măreț, cât de măreț, cât de măreț e Dumnezeu, cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde și totuși, El se poate face atât de mic încât poate să locuiască în inima mea și în inima ta. El poate veni și locui în închinarea și părtășia Sfinților Săi la Emanuel în această dimineață. Și mă rog din toată inima ca prezența și binecuvântarea Lui să o simțiți cu toții. Amin. Cu bucurie salut fiecare suflet care ați venit la închinare, dar remarc trei persoane speciale cărora aș vrea să le spun un bun venit în această dimineață. Sora Florica, fiți binecuvântată. Willkommen zurück, dacă am rostit bine. Dar bine ați venit înapoi din Germania. Ne bucurăm, sperăm că acum mai sunteți și acasă sau vă întoarceți. Ați venit să vă întoarceți. Salutăm de asemenea, welcome back, sora Aurica, dacă ați, sora Aurica s-a întors, mi s-a părut prea repede, a stat puțin, pentru, dar așa s-a putut, a fost plecată în Statele Unite, Mihaela a născut o fetiță, să vă bucurați, am văzut poza pe Facebook, Domnul să binecuvinteze întreaga familie a Mihaelei și a lui Michael, și de asemenea salutăm pe fratele Iosif Cândea din Spania, pe spaniolă nu știu să vă spun bine ați venit. Așa că vă spun pe românește, bine ați venit, frate Iosif, ne bucurăm să vă vedem și Domnul să vă binecuvinteze. Pe toți cei care sunteți împreună cu noi, vă îmbrățișăm cu dragoste și în această zi aș vrea ca să simțim cercetarea Domnului prin tot ceea ce are loc în locul acesta, în mod special prin cuvânt. Este o perioadă de vară care stă înaintea noastră, o perioadă în care unii vin, alții pleacă, alții iarăși revin. Începe perioada de concedii, nu peste mult timp, așa că Dumnezeu m-a pus pe inimă pentru această perioadă în măsura posibilităților de slujire la Amvon, duminica, o serie de mesaje despre numele lui Dumnezeu, numele lui Dumnezeu. Și seria aceasta de mesaje despre numele lui Dumnezeu e legată de versetul 1 din Psalmul 8. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Așa este numită această serie. Cât de minunat este numele Domnului, numele Tău pe tot pământul. În această dimineață, doi părinți au adus pruncul la binecuvântare. Atunci când copilul lor s-a născut, la fel ca în cazul fiecăruia dintre noi, el a primit un nume și părinții lui i-au pus un nume frumos, David. Ce se află într-un nume? Ați gândit? Ce se ascunde în spatele unui nume? În mod clar, un nume nu este doar un cuvânt oarecare, un sunet sau ceva care să stârnească doar o curiozitate etimologică. Sunt unii care sunt specialiști în a descifra etimologia anumitor nume și sunt mulți care se pricep în domeniul acesta mult mai bine decât mine. Dar un nume e mai mult decât un cuvânt. Când vorbim despre Ierusalim, sunt anumite imagini care le evocă numele acestea imediat în mintea noastră. Cu toate că cetatea Ierusalimului a cunoscut poate dintre toate orașele pământului cele mai multe devastări și conflicte și nenorociri, cetatea aceasta poartă un nume emblematic. Cetatea păcii, Ierusalim, cetatea păcii. Filadelfia, de exemplu, în care a fost acum recentul accident de feroviar, poartă un nume semnificativ. Orașul sau cetatea iubirii fraterne, frățești. Numele sunt importante. Mireasa își schimbă numele după numele soțului. E adevărat că mai sunt și situații în care la masa negocierilor soția sau mireasa insistă ca soțul să poarte, să adopte și numele ei de fată, dar mai rare cazurile. De regulă, miresele adoptă numele de familie al soțului. De ce? Pentru că
momentul în care el își asumă noul nume al soțului, el își leagă identitatea lor, propria lor identitate, de identitatea persoanei iubite. Copiii înfiați primesc numele părinților adoptivi. Și aceasta pentru un motiv normal. În momentul în care primesc noul nume, se consideră că procesul de înfiere legal s-a încheiat. Și acum copilul acela este un copil cu drepturi depline în familia respectivă. Părinții, cei mai mulți părinți, dau nume copiilor lor, nume cu semnificație, în speranța că cumva copiilor vor ajunge să poarte sau să trăiască la înălțimea acelor nume. Părinții pocăiți dau nume biblice copiilor lor, în speranța că copiii se vor ridica la înălțimea eroilor din Scriptură, da? Vor fi ca David, ca Ionatan, ca Rebecca și așa mai departe. Sunt unii care numesc copiii după numele unor personalități. Am auzit că în Africa foarte mulți africani dau nume copiilor Bill Gates. Da. Bill Gates sau Michael Jordan. Michael Jordan este de aceeași culoare, așa că este. Da. În speranță că ceva se lipește de ei, ori bogăția lui Bill Gates, inventivitatea lui, ori talentul sportiv al lui Michael Jordan. Mărturisesc că nu știu ce e în mintea acelor părinți care își numesc copiii Argentina sau Mercedesa. Dar am auzit și asemenea nume puse copiilor. Gândiți-vă puțin. Câți părinți își numesc copiii Hitler? Ați întâlnit asemenea părinți? Câți părinți își numesc astăzi copiii Iuda? Iuda, care este un nume frumos, cu o semnificație extraordinară, dar pentru că numele acesta a fost întinat, pervertit de către trădătorul Domnului Iisus, astăzi mulți părinți au reținere să-și numească copiii Iuda. De ce? Pentru că numele nu înseamnă un simplu cuvânt, în spatele numelui este o întreagă încărcătură. Este ceva mult mai mult decât un simplu sunet sau un singur cuvânt. Ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu în Scriptură și vedem că atunci când oamenii și-au schimbat statutul lor spiritual în relația lor cu Dumnezeu, au primit nume diferite. Dumnezeu îl alege pe Avram cu un A, care înseamnă Tatăl Înălțat, și schimbă numele în Avram, tatăl unei mari mulțimi. Dumnezeu este cel care îl alege pe Iacov, înșelătorul, cel ce ține de călcâi. Și schimbă numele în Israel, în cel ce luptă cu Dumnezeu și este biruitor. Domnul Iisus îl întâlnește pe Simon și spune: tu ești Simon, dar de acum înainte nu te vei mai chema Simon, ci vei fi Petru, stâncă, pentru că pe această piatră voi zidi biserica mea, și așa mai departe. Dragii mei, dacă aceste lucruri le putem spune despre oameni care poartă nume omenești și care își dau nume copiilor lor cu semnificație, cu cât mai mult lucrul acesta este adevărat cu privire la Dumnezeu. Când vorbim de Dumnezeu, de numele lui Dumnezeu, avem de a face cu ceva extrem de important, extrem de valoros, extrem de prețios, extrem de greu, plin de greutate. La Dumnezeu, într-adevăr, numele Lui este mai mult decât un simplu cuvânt sau un titlu. Dumnezeu se revelează pe sine prin numele Său. A-L cunoaște pe El, dragii mei, înseamnă a cunoaște numele Lui. Dumnezeu se descoperă pe sine și ne invită să-L cunoaștem și să avem o relație personală cu El, cunoscându-I numele. În rugăciunea Lui de mare preot, în Ioan capitolul 17, Domnul Iisus definește viața veșnică și spune: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus pe care L-ai trimis tu. În versetul 3, dar în versetul 6, El spune care a fost misiunea vieții Lui. Dacă vreți, este sinteza, sumarul misiunii Lui de o viață. Am făcut cunoscut ce? Numele Tău. Cu alte cuvinte, viața veșnică, mântuirea eternă,
este o relație de cunoaștere a lui Dumnezeu, dar cunoașterea lui Dumnezeu, a Tatălui, este ce înseamnă cunoașterea numelui. Și pentru aceasta a venit Domnul Iisus să ne-l descopere pe Tatăl, să ne descopere numele Tatălui, să ne-l facă de cunoscut și privind la El să înțelegem cine este Dumnezeu în toată slava Lui. În dimineața aceasta ne uităm la Psalmul 8, la această primă și ultimă declarație. Foarte interesant că Psalmul 8 începe și se sfârșește cu aceeași declarație. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Este o invitație la închinare. Este o invitație la închinare care este adresată fiecăruia dintre noi. Măreția și minunăția acestui nume al lui Dumnezeu e ceva care nu ne lasă indiferenți. Ne obligă, dragii mei, te obligă. Tu și eu avem o obligație față de măreția acestui nume. Nu putem sta nepăsători, a ne eschiva, a căuta să ne furișăm sau să fugim, să eludăm această responsabilitate de a trata în mod corect numele mare și minunat al Domnului. E imposibil. Într-o zi vom sta înaintea lui Dumnezeu la judecată și vom fi judecați pentru modul în care am tratat numele mare, minunat, glorios, majestic al lui Dumnezeu. La ce ne obligă numele Domnului? Numele minunat al Domnului este întrebarea cheie în această dimineață și titlul mesajului meu pentru această dimineață, pentru mesajul din această dimineață, la ce ne obligă numele Lui Dumnezeu pe fiecare dintre noi? Sunt trei lucruri pe care psalmul sau psalmistul în această dimineață ne le pune față în față cu privire la obligația noastră ca și muritori, ca și creaturi vis-a-vis de numele Lui Dumnezeu. Întâi de toate suntem chemați să recunoaștem măreția și unicitatea acestui nume. Al doilea rând, suntem chemați să respectăm acest nume glorios și minunat. Și în al treilea rând vom vedea că suntem chemați să reflectăm măreția Lui prin felul nostru de viață. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău peste tot pământul! Este declarația cu care începe și se sfârșește Psalmul 8. Cât de minunat! Aduceți aminte că cineva a întrebat pe Îngerul Domnului: care ți este numele? Și Îngerul a spus: pentru ce nume El este? Minunat. Și numele Domnului Iisus în Isaia capitolul 9 cu 6 este, unul dintre ele este, îl vor numi minunat, minunat sfetnic. Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor. Numele Domnului este minunat. Termenul înseamnă majestic, maestuos, glorios, splendid. Unic în măreția și în minunăția Lui pe tot pământul. Dragii mei, nu pot să mă gândesc la faptul că această declarație despre măreția numele Lui Dumnezeu ne obligă să recunoaștem ca fiind ceva special, unic, deosebit de toate celelalte. Și nu pot să nu leg lucrul acesta de rugăciunea Tatăl nostru, pe care o știm cu toții. Uneori o recităm așa mecanic, fără să ne gândim. Nu ne-a fost dată ca o liturghie. Nu ne-a fost dată să încheiem ora de rugăciune cu rugăciunea Tatăl nostru. Ne-a fost dat ca model de rugăciune. Ne-a fost dat să ne structurăm viața noastră de rugăciune și să înțelegem că e o anumită ordine cu care să venim în prezența lui Dumnezeu. Nu vii în prezența lui Dumnezeu dând buzna. Nu vii în prezența lui Dumnezeu cerându-i Lui, oricât de importante ar fi lucrurile de care ai nevoie, ci vii mai întâi de toate în prezența lui Dumnezeu, recunoscându-i sfințenia numelui Său, glorie Lui. Cum ne-a învățat Domnul Iisus să ne rugăm? Când vă rugați să spuneți: Tatăl vostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Ce înseamnă sfințească-se numele Tău? Am mai spus-o de atâtea ori și o știm cu toții. Nu înseamnă că noi, oamenii păcătoși, muritori, adăugăm ceva la sfințenie intrinsecă a numelui Lui Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt, glorie Lui. El este sfânt în El însuși. Când spunem sfințească-se numele Tău, noi recunoaștem că acest nume e unic. Recunoaștem ce spune versetul 1 din Psalmul 8. Numele Tău este minunat. E primul lucru, primul lucru. Acum încep lucrurile să se lege în mintea noastră. De ce Dumnezeu este gelos pentru numele Său?
De ce Dumnezeu este gelos pentru reputația sa? Atunci când spune Dumnezeu în Decalog, în porunca a treia, să nu iei numele Domnului în deșert. Ce înseamnă să iei numele Domnului în deșert? Înseamnă să-l tratezi într-un mod nedemn. Înseamnă să nu-i apreciezi valoarea lui unică. Înseamnă să-l calci în picioare. Înseamnă să-l golești de conținut. Cum o faci? Ei, foarte mulți oameni iau în deșert numele Domnului în înjurăturile lui și, din păcate, deși asta este anomalia românilor, da, suntem un popor extrem de religios, dar unul din popoarele care este cu gura cea mai spurcată, cea mai spurcată, atât de bolnavă este imaginația multor semeni ai noștri, că au atâta imaginație să asocieze numele Sfânt al Dumnezeu, unic și glorios, cu cele mai grozave sudalne și înjurături. E o boală națională, Dumnezeu este supărat și dezonorat și va judeca pe cei care iau în deșert numele Domnului. Vă aduceți aminte de omul acela din Israel care a blestemat numele lui Dumnezeu? În Scriptură, în Cartea Levitic, în capitolul 24, se spune despre el. L-au pus deoparte și nu știau ce să facă și Moise cere lumină de la Domnul și Domnul spune să scoateți și toată adunarea să-l ucide cu pietre. La momentul acela judecata lui Dumnezeu a venit asupra acelui om prin intermediul întregii adunări care l-a lapidat, l-a ucis cu pietre. Dar judecata lui Dumnezeu va veni cu siguranță față de toți aceia care iau în deșert numele Domnului. Dar oare numai cei care înjură iau în deșert numele Domnului? Și noi putem să luăm în deșert numele Domnului. Prin vorbirea noastră neatentă, prin fraze prin care asociem numele Domnului cu lucruri în care Domnul nu este prezent. Uneori îl băgăm pe Domnul în lucruri în care El clar nu este prezent. Numai să dăm așa o notă de spiritualitate, vezi, Doamne, de evlavie. Atunci când în mod neatent spunem, Dumnezeule, oh my God, sau americanii au, ne-am luat și noi după ei cu tot felul de fraze de genul acesta. Spunem pentru tine, dar numai pentru tine e valabil. Atenție! Atenție! Numele Domnului este orice, dar nu este ieftin și ușuratic. Ușor. E ceva extrem de important, de greu, de plin de semnificație. Ne aducem aminte de oamenii sfinți din Scriptură, ne aducem aminte de faptul că evreii au fost atât de atenți să nu ia numele Domnului în deșert, încât numele Sfânt al Domnului, Jehova, era rostit doar în șoaptă, în Sfânta Sfintelor, o dată pe an de marele preot. Și pentru ca să nu ia în deșert numele Domnului, i-au schimbat și în restul noului, Vechiului Testament, chiar în Cartea Psalmilor, când vorbim despre Dumnezeu, nu ne referim la tetagrama sacră, la Yahve, Jehova, ci citim Adonai, Domnul. De ce? Pentru că ei se temeau să ia în deșert numele Domnului. Despre masoreții care au copiat scrierile Vechiului Testament, spune Scriptura că erau atât de atenți să spălau. Am vizitat orașul acela unde era comunitatea din Qumran, comunitatea aceea monastică, cetatea aceea, de fapt, în care erau adunați oamenii care s-au retras să trăiască pentru Dumnezeu, ca într-un fel de mănăstire, da? Evreiască. Ei, oamenii aceia se ocupau cu scrisul Scripturilor, erau acolo, nu exagerez, vreo 100 de băi rituale în care la diferite momente se duceau, se îmbăiau și apoi iarăși se apropiau de Scriptură. De ce? Pentru că nu voiau să ia în deșert numele Domnului. Cât de diferită este atitudinea aceasta de atitudinea lipsită de grijă a noastră, mă includ și pe mine aici, uneori. Trebuie să ne cenzurăm, trebuie să ne verificăm, trebuie să fim atenți, să recunoaștem măreția acestui nume. Doamne, ajută-ne la aceasta! Și cu recunoașterea unicității acestui nume vine și respectul cuvenit față de acest nume pe care trebuie să-l dăm
Pentru că versetul 2 spune ceva interesant. Din gura copiilor și a celor ce sug la piept, ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor tăi, ca să astupi gura vrăjmașului și a omului cu dor de răzbunare. Spune în versetul 1, ultima parte, că slava, măreția, frumusețea, splendoarea lui Dumnezeu întrece creația sa, umple cerurile și pământul. Dar în măreția sa, interesant, Dumnezeu are dușmani. Sunt unii care sunt dușmanii lui Dumnezeu, unii oameni cu dor de răzbunare. Oamenii aceștia n-au habar care este realitatea. Oamenii aceștia, mici și păcătoși, își iau, își asumă tupeul acesta extraordinar să se confrunte cu acest Dumnezeu măreț, să-i dea piept cu acest Dumnezeu. Și ei n-au habar cu cine au de-a face. Dumnezeu este însă atât de măreț încât n-are nevoie împotriva lor de aliați puternici. De aceea spune, își scoate o întăritură de apărare din gura cui? A copiilor. Atât de măreț este El, atât de glorios este El, încât n-are nevoie de cei mari și tari să fie alături de El, să-i susțină cauza, ci El își scoate o întărătură de apărare din gura celor ce sug la piept. Atât e nevoie de un copilaș. Acum, mai există o altă aplicație a acestui gând. Domnul Iisus este Cel care laudă pe Tatăl și spune: Tată, Te laud, Doamne, Tatăl celor și al pământului, că ai ascuns lucrurile acestea de cei înțelepți și cei priceput și le-ai descoperit cui? Pruncilor, celor slabi, neinițiați, celor novici, celor care nu cunosc, nu sunt printre cei mari și tari. Și vine Pavel în 1 Corinteni și spune, uitați-vă printre voi în această dimineață, hai să ne uităm printre noi. Ce printre voi nu sunt mulți mari și tari, da? Înțelepți în felul lumii și de neam ales. Și totuși, acest Dumnezeu măreț, cu nume splendid, măreț, a ales lucrurile slabe ca să le facă de rușine pe cele tari. A ales lucrurile neînțelepte să le facă de rușine pe cele înțelepte. A ales lucrurile care nu sunt, spune, ca să le facă de rușine pe cele ce sunt, pentru ca toată lumea să tacă înaintea lui Dumnezeu. Doar El este glorios, doar numele Lui este măreț. Și când îi dăm atenție și respectăm măreția numelui Lui, nu mai este loc pentru numele nostru, să fie clar, nu mai este loc pentru numele nostru. Se spune că la înmormântarea marelui împărat francez, Ludovic al XIV-lea, regele Soare, suveranul care a domnit neîntrerupt peste Franța o perioadă lungă de timp, de la 8 ani până la 82 de ani a domnit. A fost numit suveranul, monarhul absolut. De la el a rămas expresia, statul sunt eu. Dar la înmormântarea lui în Catedrala Notre-Dame, din Paris, arhiepiscopul Massillon, care conducea, prezida serviciul de înmormântare, erau tot felul de nobili, de demnitari și așa mai departe, a făcut un gest simbolic. De la amvon s-a plecat, asupra lumânării era o lumânare mare care simboliza viața lui Ludovic și a suflat peste ea. Și în catedrală s-a făcut întuneric și toată lumea, wow! La care Massillon a rostit cuvintele care au rămas celebre. Numai Dumnezeu este mare. Amin. Numai Dumnezeu este mare. Cine sunt eu? Cine ești tu? Să te împotrivești Lui, să lupți împotriva Lui, să sfidezi autoritatea Lui și numele Lui. Numele Lui Dumnezeu impune recunoaștere, impune respect, respectul nostru și impune, dragii mei, pentru cei care îl cunoaște pe El, reflectarea Lui. Versetul 3, când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? După ce David meditează la Dumnezeu, la măreția lui, după ce își ridică privirea spre cer
și vede lucrarea mâinilor lui în original, lucrarea degetelor lui, degetelor lui. Dumnezeu a spus și a luat ființă și cineva spunea, mă bucur că Dumnezeu n-a strigat, ce a zis doar. Imaginați-vă ce ar fi fost dacă Dumnezeu și-ar fi folosit toată puterea. Dar Dumnezeu doar a zis și s-a făcut. Când privești cerul, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele, îmi zic, ce este omul? Cu alte cuvinte, în comparație cu vastitatea universului, creat de tine, un Dumnezeu așa de măreț, ce este omul? Apoi ascultați, vă rog, aici este minunăția. L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. L-ai încununat cu slavă și cu cinste. Toate l-ai pus sub picioarele lui, oii și boii la oaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. Și psalmistul conchide psalmul acesta, la fel cum a început, tocmai pentru asta zice, Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Acum știți care este lucru interesant și extraordinar? Acest Dumnezeu, care nume este minunat pe tot pământul, a cărui slavă cuprinde cerul și pământul, a cărui nume este unic și care merită recunoașterea noastră și respectul nostru, e Dumnezeul care și-a legat numele și reputația de noi. De noi, oamenii. Pentru că atunci când ne-a creat, deși suntem un pumn de țărână, a pus în noi ce? Duh din El. Duh din Dumnezeu. Și a făcut din noi oameni după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Asta este unicitatea noastră. Și ne-a așezat ca în numele Lui să stăpânim tot ce a creat El pe acest pământ, să fim viceregii Lui. Mă aduc aminte perfect de anul întâi la seminar când l-aveam la Vechiul Testament pe fratele Vasile Talos și pur și simplu era un deliciu să ascultăm prelegerile lui de Vechiul Testament și când vorbea despre creația omului, spunea, l-ai creat, făcea referire la Psalmul 8, mai prejos decât Dumnezeu, dar l-ai creat mai presus decât restul creației și spunea fratele Talos, în acești doi parametri, mai jos decât Dumnezeu, mai presus decât creația, aici funcționăm noi. Suntem deasupra creației, dar suntem sub autoritatea lui Dumnezeu. Chemați să reflectăm chipul. Ce s-a întâmplat, însă știm, a intervenit Geneza 3, căderea în păcat, care a pervertit acest chip. Dar, slăvit să fie Domnul, că Scriptura nu s-a sfârșit și planul lui Dumnezeu la Geneza 3, pentru că Dumnezeu, în bunătatea Lui, l-a trimis pe Fiul Său. A venit El în persoana Domnului Iisus. Știți ce scop? Să ne facă de cunoscut numele Domnului. Și să recreeze în noi chipul lui Dumnezeu, pentru ca tu și eu să trăim cu demnitatea aceasta de fii și fiice acestui Dumnezeu, a cărui nume este unic și splendid și majestic peste tot pământul. Slavă numelui Lui! E bine, când ne gândim la planul acesta și la scopul pentru care am fost creați și mântuiți, nu ne rușinăm oare de faptul că de multe ori viața noastră este trăită așa de jos, așa în derizoriu, cât semănăm de puțin cu Tatăl nostru și cu Dumnezeul nostru. Dumnezeu vrea să-i purtăm chipul lui moral. Cum e El să fim și noi? Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Ați mai auzit ilustrația aceasta și eu am spus-o poate de multe ori despre acel soldat macedonian pe care Alexandru, care a fost adus la Marele Alexandru cel Mare, Alexandru Macedon. Soldatul acesta a fost acuzat că face prostii în armată. Alexandru s-a uitat la el și nu i-a spus decât ori schimb viața, ori schimb numele. Nu poți purta, cu alte cuvinte, numele meu dacă trăiești în modul acesta în care îmi dezonorezi numele. Dragilor, asta e opțiunea și pentru noi. Ori ne schimbăm viața și lăsăm pe Dumnezeu să ne schimbe viața, să ne redea chipul Lui și demnitatea de a reflecta chipul Lui și numele Lui. Ori nu mai purtăm numele de creștini, nu putem să purtăm numele Lui Hristos. Nu putem să ne numim după numele Lui și viața noastră să fie altfel decât viața Lui Hristos. Cine zice că îl cunoaște trebuie să trăiască cum a trăit Hristos. În această dimineață, numele mare și sfânt. Doamne, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Ne obligă să recunoaște ca fiind unic, ne obligă să respectăm ca atare, ne obligă
ca prin viața noastră să reflectăm. Doamne, ajută-ne la aceasta. Umple-ne de o pasiune pentru gloria numelui Tău. Dumnezeu este gelos pentru numele Său. Și tot ce face în planul Lui de mântuire, îl face pentru slava numelui Său. Când El salvează, o face pentru slava numelui Său. Când El intervine, nu o face pentru că noi merităm, ci pentru că El își iubește numele și de dragul numelui Său. Doamne, umple-ne pe toți de pasiune pentru numele Tău. Și că numele Tău este cel mai important lucru, numele nostru, să piară în țărână, ca fiind ceva fără nicio valoare, atâta vreme cât numele Tău este înălțat. Amin. Spunem în coate fiecare dintre noi, sfințească-se numele Tău, Dumnezeul nostru. Stăm înaintea Ta și mulțumim pentru numele drag dăruit nouă oamenilor, Domnul Iisus Hristos. Mulțumim că El este cel întâi născut. Mulțumim că El este cel prin care ne-ai răscumpărat. Dar mulțumim că ne-ai dat și nouă un nume de copii ai Tăi. Doamne, Domnul Iisus a fost Cel care Te-a reprezentat pe Tine. Dă-ne putere fiecare dintre noi, prin trăirea noastră, ca și copiii ai Tăi, să Te reprezentăm pe Tine. Să Te arătăm pe Tine oamenilor prin credincioșia noastră față de Tine. Este ceea ce Te rugăm, alături de mulțumirea noastră pe care dorim să o primești pentru frumusețea acestei dimineți. Amin. 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 Binecuvântarea Domnului și unii către alții ne despărțim din locul acesta.